Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod. Unde altundeva decât aici pe canalul de YouTube Superbet, unde în această săptămână vom vorbi despre un eveniment mare care va avea loc în acest weekend, derbiul etern dintre FCSB și Dinamo București, care mereu a fost un meci aprins cu orgolii mari, așa că astăzi m-am gândit să fac top 5 meciuri dintre FCSB și Dinamo București din ultimii 3 ani. Am încercat să aleg cele mai spectaculoase derbiuri, dar înainte să începem, haideți acolo forță cu butonul de like, dar și cu butonul de subscribe pe canalul de YouTube Superbet și haideți să începem direct cu locul 5. Și începem direct cu un meci care a avut loc acum 3 ani, atunci Dinamo București se afla într-o formă destul de bună, aș spune, și a făcut și o surpriză. O primă ocazie pentru Florinel Coman, însă apoi cei de la Dinamo București au o lovitură liberă unde reușesc să înscrie un gol magnific. 1-0 pentru Dinamo, minutul 36, și ce gol vedem aici! Nebunie pe stadion, dar priviți încă o dată acest super gol. Wow! Eurogol marcat de Dinamo atunci. Totodată am avut parte de un incident grav atunci când Iulian Cristea a faultat aici. Vai, 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 ce fault am avut! Păi de capul meu. Apoi penalti pentru FCSB, unde Florin Tănase reușește să înscrie un gol frumos, chiar foarte frumos și puțin norocos totodată, la finalul primei reprize. Dean Sorescu juca atunci pentru Dinamo, însă acest derby se decide în minutul 62, un contraatac frumos, 2-1 pentru Dinamo București, victorie pentru Câinii Roșii și un meci foarte, foarte frumos, cu 3 goluri marcate. Pe locul 4 avem un meci unde știu foarte bine că s-a marcat foarte repede. Prietenul meu, Octavian Popescu, reușește să marcheze în minutul 2 un gol foarte frumos din prima. Se juca pe Ștefan cel Mare atunci, da, se vede și după gazon, și Tavi marchează foarte, foarte repede. Încă din acest minut se anunțau foarte multe goluri. 30 de minute mai târziu, Răuță vede al doilea cartonaș galben și Dinamo București rămâne în 10 oameni. Au fost și foarte multe accidentări, țin minte, aici s-a accidentat din nou un jucător, nu-mi dau seama, cred că de la Dinamo s-a accidentat, da, deoarece a intrat alt jucător în teren. Mamă, mamă, mereu când avem meciuri de genul ăsta, FCSB Dinamo mereu se lasă cu accidentări grave, deoarece sunt intrări dure acolo. Ajungem în minutul 75, atunci când FCSB se desprinde la scor și face 2-0, din nou un șut din prima, de la marginea careului, bară gol, și asta nu este tot. Oh, cine a dat acolo? Un alt prieten de-al meu, Stoica, Iani Stoica. Și totul se decide în minutul 81, lovitură de la colț pentru FCSB și avem 3-0, scor final. Cine marchează acolo? Wydă, actual jucător la Rapid București. Frumos, un meci tare cu 3 goluri marcate de către cei de la FCSB, dar trecem mai departe la un meci cu și mai multe goluri marcate. Ne întoarcem cu 3 ani în urmă și vorbim despre un FCSB Dinamo care se juca fără spectator, fraților. Acum avem un gol rapid, din nou minutul 8, tot Toni Petre, antrenor pentru FCSB. Mamă, jucau și Denis Man atunci și Olimpiu Moruțan. 1-0 pentru FCSB, dar mare atenție, ce meci urmează. O greșeală acolo, o pasă frumoasă a lui Denis Man, superbă, și Florin Tănase face 1-0 repede. Corner scurt, bătut de FCSB. Centrarea lui Ovidiu Popescu îl găsește foarte bine pe Iulian Cristea, care face 2-0, minutul 16, și toată lumea cred că se gândea din nou 3-0, 4-0, însă mare atenție. Dinamo primește lovitură de la 11 metri și Borja Vaie, jucătorul celor de la Rapid acum, marchează pentru 2-1. Câteva minute mai târziu, centrare de pe partea dreaptă și acolo este Nemeț, care trage din prima, șut deviat, 2-2. Minutul 42, Cosmin Contra era atunci antrenorul celor de la Dinamo București și iată că cei de la FCSB își îngreunează meciul. Avem deja 4 goluri, minutul 42, dar vine minutul 75. Roșu pentru Dinamo București și din nou Tănase față în față cu portarul celor de la Dinamo. 3-2. Doamne, doamne, uitați-vă și voi. Mamă, mamă, mamă. Cred că e Meme Stoica aici care plânge. Da, Meme Stoica care plânge. Ce meci a fost atunci. Tavi și el în teren. Andrei Vlad în poartă era atunci. Doamne, doamne, ce meci am avut atunci. 3-2 pentru FCSB. Și atât s-a terminat. Toată lumea era cu mască atunci, v-am zis, era pandemie. Frumos oricum, golul lui Florin Tănase, o execuție la Bruno Fernandez. Și haideți să trecem și noi la locul 2. Pe primele două locuri sunt două derbiuri la
care și eu am fost prezent. Locul 2 este ocupat de derbiul din acest an, care s-a jucat pe Arcul de Triumf. Bănuiesc că majoritatea vă amintiți de acest meci și de ce am ales că acest meci să fie pe locul 2. Ei bine, fraților, s-au marcat super goluri. Uitați-vă și voi ce faze au fost atunci. Și dacă vă amintiți, s-au dat două goluri foarte frumoase. Bineînțeles, nu există derby fără cartonașe galbene și roșii. Și acum pregătiți-vă pentru această execuție magnifică. Fai de capul meu. Florinel Coman dă unul dintre cele mai frumoase goluri atunci când vorbim despre derbiul FCSB Dinamo București. Ce execuție! Doamne, doamne, uitați-vă și voi cum i-a întors acolo pe fundașii celor de la Dinamo. Șut cu stângul. Aici și portarul din poartă, uitați-vă și voi. Eurogol marcat acolo de Florinel. Și Darius Solaru nu se lasă mai prejos. Marchează și el un gol foarte frumos. Preluare, șut cu stângul prin toată apărarea celor de la Dinamo. La fel, un gol super marcat acolo de Darius Solaru, un fotbalist care trage foarte bine atât cu piciorul drept cât și cu piciorul stâng. Preluare frumoasă acolo și șut direct în plasa laterală, dacă nu mă înșel, da. În plasa laterală a fost șutul direct. Dacă mi-amintesc eu bine, cei de la Dinamo au ratat și un penalti. Și uitați-vă ce execuție aici, ce execuție. Faza continuă, șut frumos. Târnovanu greșește și Dinamo marchează pentru 2-1. Gol frumos acolo. Un meci spectaculos cu 3 goluri marcate. Goluri foarte, foarte frumoase. Și haideți să trecem împreună la locul 1. Locul 1, meciul dintre FCSB și Dinamo, îi prinde în tribună pe Florinel Coman și Florin Tănase. Juca atunci Radunovici, Octavian Popescu, Cordea. Îmi amintesc de acest meci, deoarece la fel am fost prezent. Toată nebunia a început cu un gol marcat din lovitură liberă de Cheșeru, dacă mi-amintesc eu bine. Stați să vedem, sper să nu greșesc. Cheșeru are sau Valentin Gheorghe? Cine a fost acolo? Cheșeru, nu? Cheșeru, da, el a marcat. Gol super marcat de Cheșeru. Atunci a aflat într-o formă foarte bună, marca foarte multe goluri și nimeni nu se gândea că urmează o ploaie de goluri pentru cei de la FCSB. Ce bombă dă Cheșeru aici. Euro gol marcat. Ca în orice El Clasico de România, ia uitați-vă, deja spiritele s-au încins, jucătorii cât pe ce să se ia la bătaie. Însă vine minutul 42, atunci când Tavi este omul potrivit la locul potrivit. Se duce bine acolo, șutează din prima, 2-0. Iar Dinamo, ca de obicei, cu un om în minus, cartonaș roșu. Toată lumea credea că acesta va fi scorul primei reprize. Însă surpriză, minutul 47, Vinicius marchează pentru 3-0. Nu Vinicius de la Real, fostul fundaș al celor de la FCSB. Și gata, acesta este scorul primei reprize. Toată lumea a zis asta, dar ce să vedeți, penalti pentru FCSB, 4-0, minutul 45, incredibil. Ce scor și ce nebunie se anunța. 4 goluri marcate de FCSB într-o singură repriză. Minutul 54, Valentin Gheorghe, că tot vorbeam de el, trece frumos acolo și duce scorul la 5-0. Mamă, mamă. Țin minte și acum ce nebunie era pe stadion. Toată lumea urla pentru că se marca gol după gol. Uitați și pe Florinel cum se bucură. Cred că se oftica puțin că n-a dat și el un gol în meciul ăsta. Și toată această nebunie se termină în minutul 67, atunci când cei de la FCSB duc scorul la 6-0. Și totuși, puteau să mai marcheze, au mai avut timp, însă acesta a fost scorul final, unul dintre cele mai frumoase derbiuri all time, care s-a jucat cu puțin timp în urmă, spune, nu chiar foarte de mult. Și acum, în încheiere, bineînțeles, aștept și pronosticul vostru pentru meciul din weekend. Ce scor credeți că va fi la meciul dintre FCSB și Dinamo București? Aștept chiar acum un comentariu. Noi ne revedem săptămâna viitoare, poate, cu un alt episod. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!